Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars cu cei mai tari legendari aici pe Felie, pentru că de-abia așteptam să fac acest episod. Știu că n-am postat parcă, nu mai știu, câteva zile, dar oricum o să revin în forță pentru că am pregătit diferite videoclipuri în avans, dar oricum sper să ne distrăm în continuare. Așa că, ia să vedem ce facem noi astăzi. Bă, dar mă aud bine? Cred că mă aud bine cum trebuie. Ok. Da, mă aud bine. Ok. Așa că, din câte văd, s-a dat un update la Brawl Stars și este foarte tare cum arată. Nu știu de ce. Urmează vreun campionat de fotbal. Credeți-mă că nu m-am uitat la news aici să văd exact despre ce este vorba. Sincer să vă zic. Dar oricum, hai să vedem. Spuneți-mi și mie că arată foarte tare background-ul acum cum este așa. Ia să vedem ce ne pică ceva. Dacă ne pică ceva, ne-a picat absolut nimic. Hai să vedem ce avem și la shop free. Avem token double, ok. Mai avem un mega. Ce e ăsta, frate? What? Stai așa că nu pricep, ce e ăsta? Deci pentru 1000 de coins, T-Boy Injector, ce e ăsta? Bull instantly rejuvenates himself for me. Nu te cred, poți să-ți dai imediat 1500 viață de 3 ori într-un match. Bă, cât de tare e chestia asta, frate. De păcate nu am 1000 de coins, asta e. Nu? Așa că o să încercăm să... Un mega box gratis? Nu te cred. Bă, data trecută am deschis un mega box și astăzi mai deschidem un mega box. Bă, frate, e primul mega box gratis pe care l-am deschis eu pe vreodată. Hai să vedem. Nu te cred cât de... Bă, jur că dacă am văzut... Nu știu măcar n-am văzut chestia asta, cât de tare. Un mare like în momentul acesta, să facem peste 3000 de like-uri la acest video, pentru că este un video memorabil. Este totuși o premieră să deschizi un mega box gratis, adică serios. Hai să vedem. 175 de coins. E ok. Brock. Cold. Ok. Barley. Vreau să văd dacă pot să-i dau upgrade cuiva. Uite, Lopene aș putea să-i dau într-un timp. Frank. Așa. El Primo. Yay, am El Primo gadget. Suplex, suplex. E chestia aia. El Primo grabs the closest enemy. E ok. Ai tot un fel de putere. Oare asta este upgrade-ul? Asta este update-ul pe care ei l-au făcut. Dem like a pancake, ok, deci tot ceva de genul, de 3 ori într-un match, foarte tare. Bă, ești nebun, nu te cred că am luat un nou brawler. Cât de șmecher, bă, dacă nu dați un like în momentul ăsta, deci jur că am luat un nou brawler epic. Bine, mă, băiatule. Direct, ce 3000 de like-uri? Direct 10000 de like-uri să se strângă la video ăsta, să fie nebunie. Hai să vă văd. Bă, băiatule, ia să vedem care, ce face asta. Deci, Bea, o să-i zicem, iubește gândacii și îmbrățișările. Ea trage cu mecanismul ei de drone, sau ceva de genul, drones at range, ceva de genul. In her super sense, fort and angry army. Ok, și transmite ceva, o armată de furioși, de albine. Cât de șmecher! Și am luat și 3 gems. 3 gemuri. Bă, e bine rău, nu te cred. Ia stai așa să văd. Unde e? El Primo. Avem aici, la El Primo, avem un gadget. A, deci astea sunt gadgeturile. Bă, ești nebun, mă jur, dacă știam, bă, dar ce mă bate lumina asta în cap. Hai, se vede mai bine și nu se vede. Ok, o să țin tot așa. Unde-i mă Bea, mă? Unde-i mă Bea, mă? Bea, Bea. Uite-o, frate. Ia să văd ce face. Deci avem așa, cât upgrade, încă nu putem să-i dăm upgrade. Ok. Rank, ok. Hai să vedem ce face. Trebuie să jucăm cu ea. Bă, ce în forță am pornit acest video. Noul brawler, de cât timp nu am mai luat un brawler? Mamă, mamă. Bă, dar eu stai, mă, de la ce am dat? Mi-am dat la solo. Bă, frate. Bă, what? Acolo a trecut cumva un tren. Mi s-a părut mie sau am văzut un tren? Cred că mi s-a... Nu? Serios? Bă, dar nu pricep. Stai așa. Deci,
să înțeleg. Mamă, dar ce distanță are asta? Avem 4, bun. Ia să văd, ia să văd ce face. Ah, ok. Ce l-am luat. Nu te cred că m-a luat, bă. Luați-l, bai de capul meu, băi, n-am fost atent. Ia uite, mă, trece trenul, ești nebun, ciu-ciu. Bă, ne-au cam luat băieții. Ok, hai să-mi activez înapoi viața, că nu mai am. Bă, dar nu-mi dau seama cum vine ăsta. Countdown, gata, băieții, înapoi, sper să nu muriți. Haide, boss. Fugiți, fugiți, fugiți. Unde se mai duce, bă, frate ăla? Nu pricep. Are 10, bă, și unde se duce? Ia. Și bum, ia să văd și... Bă, dar e mișto, mă, bea asta. De chiar fain. Adică pe bune. Nu sunt eu star player-ul. Măcar am luat un star token, e bine. Ok, se pare că ceilalți nu mai vor să joace. Mamă, cât de mișto e! Nou background! Cât de mișto arăta! Cât de tare! Foarte mișto! Deci dacă am luat pe Bea, da, am luat-o pe Bea, următorul, bă, închipuiți-vă că o să luăm 2 brawler într-un timp destul de scurt, o să avem după aceea pe Ems când o să ajungem la 8000 de trofee. Cât de tare. Ia să văd cum mă descurc la solo showdown. Să vedem, un mare like în momentul acesta, pe să fie nebunie. Tărătătă. Mamă, ce emoții. Ia să văd ce damage dă. 800 damage, dar din câte văd, e puțin complicat pentru faptul că nu pot să dau mai multe damage deodată. Trebuie să mi se încarce pe rând fiecare hit. Ceea ce nu prea convine. Dar o să jucăm acum. Ok, o să jucăm acum cu el, că n-avem cum altfel. Bum, ce i-am dat-o. Ai de capul meu ce mi-a dat-o. Fugi, băiatule, fugi. Trebuie să fug, mamă, nu te cred. Dacă iau pe locul 1, du-te, bă, deci dacă iau pe locul 1, n-am cum. Nu te cred. Nu te cred, mă, băiatule, că am luat locul 1, ești nebun la ca. Nu te cred. Bă, cum? Cum? Cum se ia locul 1, bă, frate? Deci am luat, du-te, mă, de aici, bă, că n-ai cum, n-ai cum. Bă, îi dau și du-te, bă, bă, ești nebun la cap. Senzații, senzații tari românești, cum se spune. Mai jucam încă un match cu Bea, dar nu cred că o să mai am acum neapărat norocul să fac locul 1. Am avut noroc, vă zic eu sincer, am avut noroc. Dar eu mă bucur că am la locul 1. Ce e bine. Tarătătă. Haide, mă, haide, mă. Bă, ce se întâmplă? Stai așa, cum s-a blocat ceva. Nu-mi dau seama. Gata. A trebuit să schimb ceva. Haide, dacă reușesc să iau și... O, nebunul! Care trage cu tunul. A, ce ziceți? Să reușesc? Nu mă risc să iau energia aia. Pentru că sigur așteaptă cineva ce v-am zis. Nu prea am șanse, o să fiu cam mort. Uite-l, mă, pe ăsta, mă, nu l-am văzut, jur că nu l-am văzut, ce să faci? Bă, bestial, mă, a fost. Oricum am ieșit pe locul 3, am zis, pe locul 3,
ceea ce e extraordinar de bine, pentru că am luat 7 trofee și cu siguranță ne apropiem din ce în ce mai repede spre, bineînțeles, 8.000 de trofee. Ceea ce pentru mine este foarte bine. Bum, 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 bum. 5 gemuri, bă, ce tare. Am, mă, că am avut un orac 7599 de trofee și imediat facem 7600. Super tare, hai să vedem dacă putem să-i dăm un upgrade la Bea. Încă nu putem. Asta e, așa că o să încheiem aici acest video. Nu uitați, mâine apare un nou video senzațional sau chiar două videoclipuri, așa că fiți cu ochii pe canal, activați clopoțelul și cine știe, o să avem mai multe surprize. Așa că vă zic salutare, cu multă pace și iubire. Oh yeah.